23 aprilie este o zi cu semnificație multiplă în calendarul iubitorilor de lectură. Sărbătorim astăzi cartea, drepturile de autor și bibliotecarii. Cartea și ai săi slujitori omagiază azi comori, dezvăluind omenirii secretele devenirii și nemuririi. Privesc în jur, ce bogăție! Lumea întreagă ți dezvălui ție, copil, tânăr, om frumos. Îmi spui că sunt de folos. Eu, doar un bibliotecar, cartea ți-o deschid, ca dar. Stau de pază la tezaur, adunând valori de aur. Te ajut să-ți croiești viața, întâmpinând dimineața cu gândul ca zi de zi să descoperi, să cauți spre a ști a lumii diversitate, fiindcă ai mobilitate. În casa cărții mereu afli sprijin, chiar la greu. Te inspiri, găsești răspuns la orice întrebare ai pus. Eu mă simt ca în rai aici, printre gânditori, sfetnici. Nici o profesie căutată nu e atât de bogată. Sunt de toate, rând pe rând. Luminos, curios, blând, critic, actor, artist, interpret, pentru tine, public drag, joc rolul înțelept, consultant, dascăl, prieten bun. Cercetez mereu ca să pot să-ți spun, ferești spre lumini descui, mintea luând-o din cui. Memoria omenirii e aici. Prin ea călătorind, îmi zici că enigme ai dezlegat și taine ai descifrat. În bibliotecă ai de toate. Hrana e pe săturate, asortată, bine aleasă, ducând înțelepciune în orice casă. De-a cărții și a bibliotecarului zi, noi biruință vom dori celor care cred și azi că stăpân în universul dat este omul învățat. Să vină iar vremuri bune, bibliotecile le vrem pline. Deschidem sufletul spre tine, pregătim paginile toate să te reprimim în carte. Stăpâni peste timp să fim, împreună să ne îmbogățim. Bibliotecarii din sălaj trimit spre lume mesaj. Sănătoși cu toți să fiți, să nu mai fim despărțiți. Biblioteca e bogată când poarta e descuiată, primind omenirea toată.